Din primele informații, accidentul s-a produs pe fondul oboselii. Șoferul microbuzului ce tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, un tânăr de 22 de ani, cetățean bulgar, ar fi adormit la volan și a intrat din plin în autocamionul staționat. Doi bărbați au murit, iar alte 4 persoane au fost rănite. O fetiță de 4 ani, părinții săi și sora șoferului, cu toții cetățeni bulgari. Victimele au fost inițial transportate la Spitalul Municipal Calafat, apoi au fost aduse la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. Atât pe timpul transportului, cât și în momentul de față, în unitatea de primiri urgențe, pacienții au primit îngrijiri medicale de urgență complexe. Victimele sunt toate cu politraumatism prin accident rutier. În momentul de față se află în unitatea de primiri urgențe, în ariile în care ei pot fi monitorizați permanent, sunt în curs de investigații. În momentul în care se vor afla, vor veni și rezultatele acestor investigații, se va decide ce urmează să se facă cu aceste victime. Sunt supravegheate permanent, monitorizate și, așa cum spuneam, îngrijite în acest departament până la finalizarea investigațiilor. Șoferul tirului staționat din cauza unor defecțiuni tehnice, un bărbat de 48 de ani din Bulgaria, se afla sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,18 mg per litru alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul microbuzului a avut un rezultat negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând ca la finalizare să fie propusă prin unitatea de parchet competentă. Din cauza accidentului, în zonă, circulația rutieră s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de deplasare, traficul vehiculelor de mare tonaj fiind oprit. Circulația a fost reluată după aproximativ 4 ore.